Asta este scurtul zilei. Superman. Poliția. Închiriază pisici. Parmezan. Pipicat bogasos. La cornet. Florin Salam. Părea mai funny când am scris-o. E scurtul zilei. That's what we do. Bună seara. Salut. Noi suntem Bogdan și Șurubel. Iar asta este scurtul zilei. Astăzi vă arătăm ce înseamnă mai exact femeia perfectă. Practic, femeia perfectă vede că te uiți la ea când se schimbă și se duce la calculator să pună piesa aia cu You can leave your head on. Femeia perfectă te roagă să nu mai dai bani în fiecare zi pe flori, niște chestii care oricum se usucă a doua zi. Femeia perfectă vede că te uiți la meci și se oferă să coboare jos la magazin ca să ți-aș ție niște bere rece și niște chipsuri sau semințe, depinde din ce cartier te obi. Femeia perfectă te întreabă, nu vrei, iubitule, să te duc, să te întâlnești cu băieții, să beți, să vă distrați și dimineața, când terminați voi petrecerea, să vin să te iau și să te aduc acasă? Serios. Femeia perfectă nu poate să facă baie decât atunci când faci tu duș, ca să mai economisezi niște apă. Femeia perfectă vine lângă tine când joci FIFA și te pupă atunci când dai gol. Este foarte important ca femeia să știe ce ipotetic fotbalist cu degetele are lângă ea. Femeia perfectă nu știe să șteargă praful prin casă decât îmbrăcată în ciorapea plasă și mai e ăla care cade de pe un număr așa. Da, iubițel. Da. Da, niciun meci. Ce meci? Auzi, meci. No. Da, normal că dai-o cu aspirator. Păi cine să dea? Da, normal. Hai că... Da, iubițel. Da, normal. Bogdan și Șurubel, live de la 9 seara. Noi, paznicii și taximetriștii. Uniți! Schimbă-i trei. În mare fel. Bogdan și Șurubel.